Numărul donatorilor de sânge s-a redus considerabil în perioada estivală, în timp ce necesitatea zilnică a componentelor de sânge este în creștere. Astfel, în urma unei inițiative lansate de Centrul Național de Transfuzia Sângelui, zeci de angajați și lucrători medicali de la Institutul de Medicină Urgentă au donat sânge în cadrul campaniei Dăruiește sânge, dăruiește viață. Olga Pinteac e asistentă medicală la Spitalul de Urgență. Femeia spune că e donator de sânge pentru a 10-a oară. La noi în instituții se petrec în jur de 50 de intervenții în fiecare zi, dintre care la jumătate din ele este necesar de transfuzie de sânge pentru pacienți. Este un lucru foarte vital. De câteva luni, Dorin Gudima lucrează în blocul de operații al Spitalului de Urgență și s-a convins că zilnic e nevoie de sânge sau plasmă. În fiecare zi avem foarte multe operații și avem chiar nevoie de lichid biologic ca sânge, plasmă. Și am decis că pot să contribui la societate și să-mi aduc aportul meu personal. Cea mai mare cantitate e direcționată către Institutul de Medicină Urgentă, unde zilnic sunt operați aproape 30 de pacienți în stare gravă. Institutul de Medicină Urgentă utilizează cam 6 litri de componente sanguine pe zi pentru cam 20 de pacienți de urgență și 10 pacienți planici zilnic. Deci asta este o cantitate foarte mare de sânge. Pe perioada de vară au crescut considerabil necesitățile produse sanguine și solicitările din partea instituțiilor medicale. Bineînțeles că numărul donatorilor a scăzut. Pentru a asigura instituțiile medicale din țară cu sânge anual, sunt necesari 70.000 de donatori.